Bine, mă! Bine, mă! Da, mă, da! 4-1 astăzi! Da, mă, da! Asta vreau să văd! Probabil că mulți dintre voi nu ați urmărit acel penultim live al meu în care am reușit ca să facem într-un timp record rank 35 pe nou brawler Lerien Lauri. Ei bine, acesta este cel mai bun brawler, cred că din toate timpurile de pe joc, chiar mai bun și decât Kid, pentru că am reușit chiar în vreo 4 ore jumate să putem face rank 35 destul de ușor. Într-adevăr, o să vedeți imediat și meciurile cele mai importante de pe live, meciurile pe care am reușit ca să le câștigăm, chiar și versus SK Guild VGX, nu știu dacă știi jucătorul, practic el în momentul de față se apropie de 100.000 de trofee și este pe locul 9 global. Mai are distanță doar de 30 de trofee și practic am reușit să-l bătem de 4 ori și el doar o dată să ne bată pe noi. Totodată, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Hai să vedem dacă reușim să facem la acest episod și pentru acest brawler pe care am reușit să-l îndeplinesc cu succes 3999 de like-uri. Să aveți codul mă de epishop dacă vreți să câștigați și voi un brawler pass, pentru că am dat chiar unul un brawler pass gratis ieri pe live. Deci dacă vreți ca să mai facem astfel de extrageri, asigurați-vă că aveți codul mă de epishop. Și da, probabil că vedeți că am 3 win streak-uri. Recordul meu a fost ieri de 141 de win streak-uri, dar nu mai vreau să mai vorbesc despre asta, pentru că practic m-a trolat un băiat, un copil, ca să zic așa, și am pierdut toate win streak-urile, am enervat foarte tare și nu cred că o să vină vreun videoclip sau vreun moment cu acea pierdere pe care am avut-o la 141 de win streak-uri. Vă las cu momentele cele mai importante și cum am reușit să fac rank 35 și vom reveni la final. Ia uite, ați văzut 3-4 click-uri, deci v-am zis codul mă de MBSHOP neapărat să-l aveți dacă mâine doriți să câștigați un Brawl Pass gratis. Au ales băieții și avem aici Lerien Lauri. Toți brawlerii deblocați și pe contul ăsta, bro. Pinuri am eu nevoie, să pun pinuri, nici nu le folosesc. Și ziua 2 în 17 ore și 34 minute îmi dă 2500 de coinsuri. Încă două pinuri, 2400 de power points. Bă, asta e tare cu 2400 de power points, destul de mult. Așa, pinuri și sincer de ce aș fi văzut aici, în loc de pinurile astea care sunt nesemnificative și n-aș avea nevoie de ele, aș fi văzut să ne dea niște gemuri. De banii ăștia ar fi trebuit măcar să ne fi dat vreo 30 sau 80 de gemuri, bro. Că brawlerul în sine era 50 de lei și tu dacă dai 25 de lei, cât îți vin? 25 de lei, 80 de gemuri, nu? Era bine să fi dat 80 de gemuri, diferența aia de 25 de lei. Bă, parcă era altceva oferta, parcă te atrăgea mai tare. Și așa cu gemurile nu mai faci mare lucru, că nu mai poți mai cumperi pesul sau orice altceva. Mă, dar oamenii nu vor să fie și value gen. Bă, chiar să merite, efectiv. Magia pay to win-ului, ca să spunem așa, fiți atenți aici. Fiți atenți cât de rapid. Aia a fost, bro! 15 secunde? 20 de secunde? Ceva de genul? Neapărat super încărcat. Marty 30. Am murit că a dat splash. Deci ne încărcăm superul, îi bătem pe ăștia și după aia ne ducem agresiv. Ia să vedem. Și am mai dat și heal. Ia uite, ia uite, ia uite. Haide, 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 haide. I-am mai dat heal. Wow, bă băiatule, bă. E insane, bă, frate, brawler, e insane de enervant. Cred că chiar ar merita să ai și 4 gadgeturi ca să ții clona în viață în continuu. N-am super încărcat încă, acum l-am. Nici acum. Bine. Bă, deja al super, ești nebun. Wow, what the heck, bro? Nu, a murit. Dă-i, dă-i. Bă, ce-a făcut clona acolo, no way. Ca așa sunt ei, frate. Când o să fie moca, primește nerf, să te chinui. Și când dai banul, să-ți fie mai ușor. De asta profit, trebuie să profiți de brawlerii ăștia noi din prima. Din prima, că dacă nu, e jales. Bun, avem superul. Ia, uite ce se întâmplă, brother. Ia ce se întâmplă și mi-a dat și heal. Bro! Dacă Kitu era foarte toxic cu power-up-urile. Why so lost, bro? Păi ăsta face și defense, bă băiatule, bă, vorbesc serios. Nu, n-ați făcut absolut nimic. Chiar absolut nimic, gen.
L-a bătut cumva clona pe Mortis? Incredibil. Deci eu dădeam damage în continuu pe Higgs, n-aveam nicio treabă. Clona mea se bătea cu Mortis și l-a bătut. Hai cu un like neapărat, un like și un subscribe. Un like și un subscribe dacă sunteți noi, că e gratis. Mai ales mâine puteți participați pentru Brawl Pass gratis. Să câștigați dacă aveți codul Madalin pe shop. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. What a game. Bă, dar e câteodată e foarte ciudat, gen uite-te și tu la el. Stătea așa și se mișca pe loc după mine. Ce nu a avut logica acolo, sincer. E să-mi încarc superul? Nice. Este asta aici cu Edgar-o. Ok, perfect, perfect. Punem aici clona. Cred că avem un alt super și e perfect. A, uite cum dăm în continuu, mâncați-i jurată pe bandă rulant. Ce pune dară mai dislike. Ah, ce îmi place când pune. De asta pun și când pierd. Eu nu înțeleg cu oamenii ăștia. Edgarul nu-și dă heal când dă în clonă? Da, că e NPC practic. Bă, fie ai sărit cam urât acolo, nu știu ce să zic. Bă, și vezi că poți faci defense-ul bine rău și cu asta. Mișto. Am bătut efectiv cu brawlerul ăsta și cu Edgar și Nita tanci. Full tanci, bro. 989. Cred că trebuie două meciuri pentru rank 30, boys. Cred că nici kit-ul n-am făcut așa de rapid rank 30 pe aia. Pe el, că e băiat. Bă, tot tipul mine să zic ia, mă, frate. Codul mă dăim pe shop dacă doriți să câștigați pass-ul gratis pe care îl vom da mâine. O pas în români în meciul ăsta. E snipe s-ar putea, corect. Dar snipe doar de la Ștef? Aia zic? Să-mi încarc viața. Bă, știi ce trebuie să fac? Să-mi încarc superul, pentru că superul este cel care va face treaba. Că eu degeaba dau hituri. Dacă eu n-am super ca să dau în continuu, așa e degeaba. Mersi, fain, brother, Ștef. Wow! Dăm aici like. 1000 în cap, bro! E să vedem ce o fi mai sus. Ăștia au un nume ascuns. Și 7, dar trebuie să mai și atacă, mâncava și.
Nu e bine, că trebuie să mai și atacăm. Nu știu ce să zic. Am stat prea mult în defense, pe bune. Edgarul ăla m-a ținut prea rău. Mă, să nebunesc că nu mă lasă Edgarul ăla, frate, numai pe mine asta. De ce nu avem și noi? De ce n-ai stat cu Edgarul vreo pe el? Da mă, da! Da mă, da! Să ne luăm revanșa aici, nebun! Aia zic, e destul de greuț. Ce disperat era Bull, trebuie să fii disperat să mă ajungi Brawl Stars în trofee mare multe de față, nu poți să mă ajungi tu relax. Bun, am alt super încărcat, e forță. Bine, bro, reacțele acolo, bravo, bro. Nice. Mă, l-am bătut pe ăsta de 3 ori astăzi, mă, cavaci gura voastră. Nu știu ce să zic despre om. 1236, iar a luat-o mă în barbă. Ce prostie am făcut. Cam ce să mă după partea aia. Nu se poate așa ceva. Mamă, uite cât de damage n-a dat. Incredibil. Incredibil, bro. Uite cum pierdem. Doamne, pupați ești gura ta ce am făcut aici. Băi, pe game mode ăsta cine dă rush primul ăla câștigă, mă, în cavaș. Te-ai văzut așa ceva? Bine acolo. Bă, ce damage n-a dat, frate, nu-i posibil.
Bravo, boys, bravo. Bine, mă, 2-1. Aia zi, mamă, ce am jucat ca pe copiii mei, ești nebun. Let's go, bro. Acum stăm bine pe scor. Stăm bine, bro. Mamă, dar faci că face rank 35, mă, le-a mers bine meciul. Cred că au câștigat non-stop. Un lucru bun adăugat jocului. Să faci trofee mai ușor. Pe Edgar, bro. Pe Edgar să stăm calm, ok? Edgarul, că după aia, dacă el vine rush, noi putem să le dăm. Și 1666, lasă naiba. GG, bro. Mamă, ăsta e Ruznacu, Holdi cu Vital Shard, nu te cred, bro. Și e greu acum că ne dă acești oameni la trofee. E bine că l-ai împins. Dar de ce nu mi-l lași mie, mă, reaxele și te duci tu ofensiv? Ia uite-l pe ăsta, mă, vine acolo. Îl bate pe una. Duceți-vă ofensiv. Bun, e ok. Ai sărit fix pe clonă, mâncate și parul tău. Pe clonă ai sărit. Ai IQ cu minim. Bravo. Patru zero mâncavaș, bravo. Știi că au schimbat și omul. A luat pe Bogdan ăsta. Da, n-ar fi rău, ce compa ăștia. Merită 75 de lei sau nu? Băi, eu zic că merită, bro, lor. Merită că tare mie să nu primească nerf. What the f... Bă, n-am pus superul, ce doamne iartă, mă, s-a întâmplat cu mine acolo.
Mă mir că ne-am luat și noi de vanșa cu Cronos ăsta nebunul Necronos. Da, n-aveți și căutat cu compul ăsta mâncavaș. Eu zic că a meritat clona. Edgar o basări. Bun, mă! Impecabil jucat. Da, mă, da! 3 la 1, mă! Impecabil jucat, bro! Cred că sunt eroare pentru Guile astăzi. Oh my god! Mamă, mea, ce-mi stam în capa și gura voastră. Ce cu tine, dai un gems? Am rămas fără bani, mâncați. Bine, mă. Bine, mă. Da, mă, da. 4 la 1 astăzi versus Guilds. Băi, o fare în 35. Eu. Un meci distanță, boys. Un meci. Un meci, mâncava și gura voastră. Un meci. Am 192, bă, că s-a dus în cap. Nu te cred, bro. I-am dat traume la copil. Bine, mă, 6 din 6. Mamă, ce compa ăștia la echipa adversă, boys. Rank 35. 35, bro. Ai de viața mea, no way. Cel mai rapid, bro, la meu, în 5 ore. Bro, e snipe-ul ăsta. Wow, e român, bro. Let's go, boys, let's go. Hai cu spam-ul ăla de rank 35, bro, pe chat. Și în comentarii și peste tot, că sigur voi face episod. Deci în 4 ore, cam așa, 4 ore și ceva am făcut brawl-ul ăsta rank 35. Cel mai rapid brawl-ul ăla meu rank 35. 75 de lei investiți cu cap. Aia zic. Oi, viața mea. Mesimul de origami, Nicanor. Era Andrei, Diablo și Raul, bro! Doi români! Da, mă, da! Asta vreau să văd! Eu zic că a meritat. Suntem pe cât? Ia să vedem global. Suntem în momentul de față... aici. Asta e local, e local. Pe 36 global suntem. Pe 36 și-a făcut înaintea lui Will VGX, l-am bătut în caia și de 4 ori. Ți-a făcut rank 3? Bă, vezi că nu e rău! De sunt... doar 44 de persoane cu rank 35. Deci noi suntem prin primii 44-45 așa. Ei bine, cam acesta a fost și episodul. Din păcate, dacă ne vom uita noi pe acest brawler în top global, suntem pe locul 280. Doar imaginați-vă, brawlerul ăsta a distrus toate topurile. Pe lângă faptul că toți cei care au brawlerul acesta au dat bani pe el. Asta este problema cea mai mare, că este cumva pay to win acest brawler. Adică dacă eu cu 100, cu 1253 de trofei sunt pe locul 280, gândiți-vă că cred că sunt peste 300-400 de jucători care au trofeele astea
Cu siguranță cred. Deci, într-adevăr, dacă aveți brawl ăsta, profitați pe cât se poate de mult, că tare mie că săptămâna viitoare deja o să primească un nerf foarte mare și nu cred că o să mai fie atât de jucat. Pentru că în momentul de față nu văd o echipă care să nu aibă acest brawler și să joace la puși de trofee. Sper că v-a plăcut, v-am zis, un like și abonare mă ajută foarte, foarte mult și să vedem următorul brawler dacă va fi la fel de bun și dacă vom mai pușa vreun brawler rank 35. Rămâne de văzut, oricum targetul meu este să fac 70.000 de trofee și după aia câte 1.000 pe fiecare brawler ca să pot face 76.000 și ușor, ușor când să mai vine brawler să pot face 80.000. Toate cele bune și mâine o să facem un live, așa că vă aștept cu mare drag, cred că în jurul orei 17. Deci, ne vedem după amiază. Toate cele bune, pa, pa! Subscribe.